Cercetătorii au descoperit că persoanele care dorm bine noaptea s-ar putea bucura de o viață mai lungă cu câțiva ani față de cei care nu se odihnesc destul. Somnul odihnitor regulat ar putea extinde viața bărbaților cu până la 5 ani și pe cea a femeilor cu peste 2 ani, sugerează un nou studiu. Oamenii de știință au analizat date strânse de la peste 170.000 de persoane și au descoperit că cele care se bucură de un somn de o calitate superioară trăiesc cel mai mult. Studiul mai arată că 8% dintre decese, indiferent de cauze, ar putea fi asociate cu obiceiurile proaste legate de gestionarea orelor de somn. Cele 5 condiții pentru un somn de calitate. Oamenii care au avut cele mai multe beneficii au dormit între 7 și 8 ore pe noapte, nu au întâmpinat nicio dificultate în a dormi și nici nu au avut probleme care să îi trezească prematur din somn. Aceștia nu au folosit somnifere și au declarat că s-au simțit bine odihniți în cel puțin 5 zile pe săptămână. În cazul persoanelor care au dormit cel mai bine, speranța de viață a fost cu 4,7 ani mai mare la bărbați și cu 2,4 ani mai mare la femei în comparație cu cei care au îndeplinit maxim una dintre cele 5 condiții menționate mai sus necesare unui somn de calitate. Cred că aceste descoperiri accentuează faptul că nu este suficient să ai destule ore de somn, trebuie să ai un somn odihnitor și să nu ai probleme ca să adormi și ca să rămâi adormit, a explicat doctorul Frank Quinn de la Școala Medicală Harvard și coautor al studiului. Oamenii de știință au știut deja de ceva timp că dacă nu dormim destule ore pe noapte, crește riscul unui număr de probleme de sănătate, precum tensiunea ridicată, obezitatea, bolile de inimă și diabetul, dar este pentru prima oară când beneficiul unui somn bun în privința speranței de viață a fost cuantificat. Cercetătorii nu își explică de ce beneficiile pentru bărbați sunt de 2 ori mai mari decât pentru femei. Pentru acest studiu, cercetătorii au folosit date obținute de la 172.321 de persoane care au participat între 2013 și 2018 la Sondajul Național de Sănătate. În comparație cu persoanele care îndeplineau cel mult o singură cerință din cele necesare pentru un somn de calitate, cei care le îndeplineau pe toate erau expuși unui risc general de deces mai redus cu 30%. Cercetătorii nu au putut explica de ce beneficiul unui somn odihnitor este de 2 ori mai mare pentru bărbați decât pentru femei. Încă de la o vârstă fragedă, dacă oamenii pot dezvolta aceste obiceiuri bune de a dormi destul, asigurându-se că dorm izolați de orice lucru care ar putea să-i deranjeze în somn, aceștia pot beneficia de o viață mai sănătoasă pe termen lung, a explicat doctorul de la Harvard. Este important pentru persoanele mai tinere să înțeleagă că multe obiceiuri care afectează sănătatea se cumulează cu timpul, a explicat același doctor. La fel cum ne place să spunem că nu este niciodată prea târziu să faci sport sau să renunți la fumat, la fel nu este niciodată prea devreme, relatează Digi24.ro.